Am revenit pe ultima parte a emisiunii noastre cu domnul director al Liceului cu program sportiv, profesor Ioan Radu, doamna profesor pentru învățământ primar Dana Reziuc și domnul profesor Ionuț Papu. Vorbeam despre atmosfera de la liceu cu program sportiv, am vorbit despre clasele primare, am vorbit puțin și despre ce se întâmplă la gimnaziu și la liceu. Revenind însă la clasa pregătitoare, dragii mei, vroiam să fac un anunț legat de un eveniment care se va petrece săptămâna viitoare, mai exact pe 20 martie. Va fi organizat un seminar care se adresează părinților. De data aceasta nu de către liceu cu program sportiv, e drept că e în preajmă acolo, în vecinătatea liceului cu program sportiv, sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, pentru că el organizează acest seminar pentru părinți. Seminar care își propune să stea de vorbă cu părinții, cei mai emoționați dintre părinți, și anume părinții viitorilor elevi de clasă pregătitoare. Vor fi prezenți la acest seminar și reprezentanța Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, inspectori pentru învățământul primar, reprezentanța Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, dar și ai DSP-ului, pentru că toate aceste instituții practic aduc sau sunt legate de educație și reprezentanții acestor instituții vor putea să explice mai bine lucruri legate de siguranța elevilor, despre atitudinea pe care trebuie să o aibă elevii la școală pentru a avea succes, despre bullying, despre alimentație sănătoasă și, bineînțeles, despre care sunt secretele, să spunem așa, unui parteneriat eficient încă din clasa pregătitoare între școală și familie. Cu siguranță nu vor reuși cei care organizează seminarul să vă răspundă la toate întrebările, dar cred că este un început bun, iar aceia dintre noastre care sunteți interesați, repet, sunteți așteptați la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională pe 20 martie, într-o zi de miercuri, începând cu ora 18. Probabil că vor fi prezenți la acest seminar și părinții ai viitorilor elevi, nu? Din clasa pregătitoare de la liceul cu program sportiv. Vă întrebam în pauză, în pauza de publicitate, dacă ați reușit și anul acesta să organizați Ziua Porților Deschise pentru părinții interesați, pentru că e foarte important, eu tot repet asta părintelui, care mă întreabă care e doamna învățătoare cea mai bună pe care mi-o recomandați? Și eu zic, nu există o doamnă învățătoare cea mai bună pentru toți copiii. Fiecare copil are anumite particularități. Fiecare profesor, până la urmă, are un stil al lui personal și se poate sau nu se poate plia copilul pe stilul doamnei învățător. Așteptările s-ar putea să fie diferite ale părinților de dorințele profesorului de la clasă. Atunci nu există un profesor universal cel mai bun pentru toți elevii. Și atunci e bine, nu, să se întâmple acest lucru. Părintele să vină cu copilul la școală, să viziteze școala, să cunoască viitorul dascăl. Ideal este așa. Ideal este așa. Nu se întâmplă de cele mai multe ori. Din păcate, îmi pare rău că trebuie să spun asta, din păcate nu prea se întâmplă. Am avut și noi Ziua Porților Deschise, deși am să revin și am să vă spun cam cum este la noi. Au venit părinți, dar nu atât de cum mulți cât v-ați dorit. Da. Și chiar vorbeam așa și cu colegii și de curiozitate m-aș fi dus să văd cum e. Sper să ajung sănătoasă, îmi va intra și copilul meu la școală, dar cred că mă voi duce la toate școlile când vor fi zile porților deschise, să văd cum este. Și mi-aduc aminte că noi, prinși în activitatea didactică, concursuri, mi-aduc aminte că ne-au chemat domnul director și ne-au spus, știți că trebuie să facem Ziua Porților Deschise. Dar noi ne-am uitat toți unul altul, a da, dar noi în fiecare zi avem porțile deschise. La noi, la învățământul primar, nu se țin orele cu ușile închise. Deci toată lumea care trece poate intra în clasă. Poate cineva are treabă la secretariat și este curios, măi, ce se întâmplă aici? Intră, poate intra, atâta timp cât nu deranjează ora, bineînțeles. A, frumos spus, da. Că în fiecare zi
porțile... Da, la noi întotdeauna sunt porțile deschise. Asta era, ați anticipat întrebarea mea, dacă să spunem că un părinte nu a reușit să ajungă în acea zi a porților deschise oficială. Oricum. Dacă este curios să afle care sunt dotările, nu? Că sunt și astea importante până la urmă. Care sunt oamenii care lucrează? S-a mai întâmplat să vină așa câte un părinte cu cel mic, apropo de aceste valori psihosomatice. Și chiar nimereau, eu zic de cazul meu, nimereau să vină la mine în clasă. Doamna, unde se face evaluarea? După ce explicam, copilul intra deja în clasă și indiferent de ora pe care o aveam, de acolo 2-3 minute îl implicam și pe el și mama, ce frumos e la școală. Da. Și nu numai pentru părinții cei care au copii pentru pregătitoare, să zicem așa. Într-adevăr, și ceilalți vin, au... să vadă cum este. Poate, cum spuneați și dumneavoastră, copilul respectiv nu s-a adaptat cu învățătorul respectiv. Și este bine să ne gândim foarte bine ce facem, pentru că este viitorul copilului nostru și dacă considerăm că... Adică decizia să o luăm în cunoștință de cauză, să ne informăm, să vedem și nu doar din auzite, nu de la un părinte sau alt. E importantă și opinia, până la urmă. Dacă se pliază cadrul didactic pe copil, sunt mai multe criterii. Nu... Poate nu se scrie la pregătoare, se scrie la clasa întâi sau la a doua. Deci nu așteptăm pe oricine. Am înțeles. Ok. Deci în privința deschiderii profesorilor de la liceu cu program sportiv nu sunt probleme. În privința bazei materiale, îmi spuneați, domnule director, că nu sunt din nou probleme, nu? Mai sunt lucruri de aranjat, de reparat pe aici, pe acolo. Dar trebuie să recunoaștem că sunteți una dintre puținele școli care a reușit în ultimii ani, așa sunt internate construite cu zeci de ani în urmă, dumneavoastră aveți un internat nou, nu? Nou, dat în folosință în toamnă 2015. Este un internat care face parte din campusul școlar. Un internat modern, zic eu, nu știu dacă în Suceava mai există un asemenea internat, unde elevii sunt 4 locuri în cameră, sunt 2 grupuri sanitare în cameră. Mă rog... Deci condiții, într-adevăr. Condiții pe care nu le au multe licee și, eu știu, mai ales în internatele vechi, unde nu erau prevăzute condițiile acestea. Bun, dar internatul, în acest internat sunt cazați elevi, bănuiesc, mai mult de gimnaziu, liceu, nu există situații la învățământul primar? Nu sunt situații la învățământul primar, dar de la gimnaziu sunt, începând de la clasa 5-a până în clasa 12-a. Da, și e și fire să nu fie la învățământul primar, nu? Pentru că în această perioadă e bine ca cel mic să-și petreacă timpul în familie. Asta, apropo de after school, eu niciodată n-am fost adeptă after school-ului, pentru că, cel puțin pentru clasele mici, consider că e nevoie de prezența părinților în preajmă, de sprijinul părinților, pentru ca cel mic să simtă că părintelui îi pasă. Dar, pe de altă parte, în ziua de azi, când părintele se întoarce de la job, de la serviciu, la ora 18, obosit și fără chef, și când deschide manualul de matematică și vede o problemă de aritmetică, zice asta e problemă de clasa a treia și nu se descurcă, da? Atunci în astfel de situații, after school este binevenit. Este și o responsabilitate în plus pentru noi. Cu siguranță. Da, pentru că eu și cu after school, e o întreagă discuție. Da, da. De multe ori after school înseamnă doar teme pentru acasă pe care le rezolvă copilul la clasă, ceea ce e bine de altfel. Dar eu cred că after school ar trebui să fie un pic mai mult, să fie mai multe activități recreativ, în care ei să socializeze, în care să-și dezvolte talentul. Iată, pentru că e vorba de liceu cu program sportiv, în care să practice mai mult sportul. Nu? Mai ales pentru cei mici care vin la clasa pregătoare neavând teme. Și menționez chestia asta, că neavând teme, au ocazia să facă foarte multe activități și nu numai cei de pregătitoare, și ceilalți. Și ai timp să faci jocuri, ai timp să faci multe cu ei. Și after school, într-adevăr, e un beneficiu și pentru ei și pentru părinți, într-adevăr. Și comunică cu ceilalți și cu cei mai mari și cu cei mai mici, pentru că vin și copiii de liceu care lucrează cu ei la diverse ateliere. Și bineînțeles că comunică și asta este important pentru ei. Da, am auzit un lucru mare, deci nu se dau teme la clasa pregătitoare. Nu. Asta e un lucru bun. Nu. Da, legea așa spune. Eu am întrebat ca să mă asigur de 2 ori că nu se dau teme la clasa pregătitoare. Pentru că... Bine, sunt părinți care... Haideți, doamna, dați o fișă să lucreze.
Dar nu, teme nu sunt. Nu se dau. Aceea care iar doresc, acea fișă, dorniță, iar acea fișă pe care părintele dorește să lucreze acasă, binele pe care îl facem este să sugerăm, uitați, acolo găsiți, acolo găsiți, dar noi nu dăm. Acolo nu dăm, nu dăm teme pentru acasă. Pentru că, eu tot timpul spun, lăsați copiii să se joace. Se bucură de copilărie. Da, ce, au timp după ce aceea. Ce spuneți de acei părinți care, așa cum precizam la început, își doresc musai ca cel mic să devină elev, deși nu împlinește 6 ani nici până la sfârșitul anului, calendaristic, adică până pe data de 31 decembrie, și își doresc foarte mult. Haideți e drept că lucrurile diferă de la un copil la altul. Există copii foarte capabili, la o vârstă... Eu am peste 20 de ani vechime, experiență în actul cadru, în actul didactic. Dar pot să vă spun din experiența mea la clasă. Am avut, într-adevăr, o fetiță care a intrat la școală în clasa pregătitoare, avea 5 ani împliniți. S-a descurcat foarte bine și se descurcă foarte bine. Dar și caz asemănător, venit la școală la 6 ani neîmpliniți, deja este obosit. Deja este obosit, nu... plictisit, nu mai vrea la școală, nu mai vrea activități, nu mai vrea... Este foarte obosit. Da, deci lucrurile diferă un copil la altul și e foarte important recomandarea doamnei educatoare care reușește să-l urmărească pe copil o perioadă mai lungă. Da, dar până la urmă părintele decide. Și până la urmă, sigur, părintele decide. Da, deci există învățământ primar la liceu cu program sportiv. Chiar de 5 ani, da, și o spune Ionuț cu foarte multă mândrie, ceea ce îmi place. Așa este. Ionuț se mândrește cu școala. Bineînțeles, suntem o echipă nouă și suntem o echipă care dorim ca cei mici să vină cu drag la școală. Da, mă, până la urmă, asta este foarte important, cel mic, să vină cu drag la școală. Se mai întâmplă la fel și la gimnaziu? Vin cu același drag la școală? Vin, sigur că trebuie să vină, dar deja acolo lucrurile încep să prindă un alt contur, având în vedere că au instruirea practică obligatorie în fiecare zi și sigur că se îndreaptă, începând din clasa 5-6, copiii cu calități deosebite la disciplinele sportive pe care le-am amintit. Dar actul educativ nu se pierde, ceea ce absolut, vreau să pun eu accent. Odată cu vârsta cresc și regulile, pretențiile. Sigur. Da. Și din familia mea parte tot așa. Fratele meu este în clasa 6 la liceu program sportiv. Și sunt foarte mulțumit pentru că, într-adevăr, era mai emotiv și acum este mai descurcăreț și învață foarte bine. Și pot să spun și mă mândresc cu chestia asta că la liceu cu program sportiv se face carte și, într-adevăr, este foarte bine. Se face și carte, se face și sport. Așa este. Și sportul chiar de multe ori ajută și ceea ce spuneai, fiindcă îi face mai comunicativ, mai responsabil. Spiritul de echipă. Spiritul de echipă, sigur. Dezvoltă multe calități pe care alte domenii sau, eu știu, alte medii nu le cultivă, nu le dezvoltă. Da, pentru că sportul rămâne până la urmă o activitate foarte importantă încă de la cele mai mici vârste, dezvoltând, așa cum ați spus, comportamente dezirabile, nu? De către părinți, de către profesori. E bine știut că cei mici sunt individualiști, sunt destul de egoiști, iar un sport de echipă îi ajută foarte mult. Poate și de aceea sunt foarte multe cluburi private în Suceava, nu? Adică merge totuși sportul pe partea aceasta, nu? Și părinții își duc copiii să practice sport, contracost. Dar contracost, da? Contracost. Contracost și este, chiar dacă este contracost, sigur, eu sunt de acord, fiindcă își îndreaptă, părinții își îndreaptă copiii către sport. Sigur că, mai ales la cluburile private, deci sunt undeva numai la inițiere, sau mai mult pe inițiere, nu se merge pe performanță. În final poate fi și pentru noi un avantaj că din acei copii care fac inițiere pe la cluburile private se vor îndrepta și spre noi și atunci vin la un anumit nivel de pregătire de unde îi preluăm noi mai departe către performanță. Deci teoretic ar trebui să fie un avantaj pentru noi și este.
Și bănuiesc că există, nu? Există oarecare colaborare, pentru că aveți această bază sportivă, aveți terenul de sport, aveți stadionul, nu? Așa se numește? Da. Care are dimensiuni destul de mari. Acolo bănuiesc că se mai întâmplă tot felul de competiții. Sigur că da. Da, avem competiții. Ei, așa cum vă spuneam, de la vârste din ce în ce mai mici, intră chiar în competiții oficiale. Deși nu cred că ar fi, nu, părerea mea că nu este un lucru benefic, fiindcă se pune o presiune pe copil, presiunea rezultatului. Încep de la vârste mici să încerce să câștige cu orice preț un meci, nu mai spun că vin părinții de pe margine cu influențe în acest sens și atunci crește presiunea pe copil. Dar, până la urmă... Și pe profesor, nu? Și pe profesor. Și pe antrenor, nu? Pe exact. Antrenorul l-ai băgat decât 5 minute, exact. Sau nu l-ai băgat deloc. Da, deci, în final, mișcarea este cea care contează și ăsta este lucrul cel mai important. Da, trebuie să recunosc că mi-a plăcut abordarea dumneavoastră, deci nu aveți absolut nimic împotrivă și așa e și firesc până la urmă, toată lumea are de câștigat, e așa o partidă win-win legat de aceste cluburi private. Pe de altă parte, există, așa cum e și firesc, dorința, nu, de a atrage cât mai mulți copii la clasele primare, dar eu zic că lucrul acesta se va întâmpla odată cu rezultatele, da, frumoase care vin. Practic, acesta este mijlocul prin care putem să-i atragem, să-i convingem pe părinți. Și deschiderea, foarte important, da? Pentru că dacă nu știi că există, nu? Exact. Clasă pregătitoare anul acesta, să spunem în toamnă, nu deschizi ușa școlii. Dar dacă știi... Deci să fii informat e un lucru bun până la urmă. Dacă vor deschide, sunt convinsă că vor fi câțiva care vor și rămâne. Este acel handicap în care, acea perioadă în care nu a fost învățământul primar, dar îl vom depăși. Depăși cu siguranță. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Eu am mare încredere în această școală. Mi-e și dragă, recunosc că din anumite motive, poate sunt un pic subiective, dar știu că se fac lucruri frumoase și e important ca oamenii să fie deschiși, da? Și să se informeze cât mai bine. Până la urmă, decizia rămâne în dreptul părintelui cu siguranță, dar e bine să fie informat. Iar sportul rămâne, nu? O activitate foarte, foarte importantă, mai ales în zilele noastre, când există atât de multe probleme în privința sănătății, a faptului că există mulți copii supraponderali. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența din seara aceasta. Vă urez mult succes. Și în ceea ce privește învățământul primar și în ceea ce privește activitatea de management, nu, al liceului, cu program sportiv. Și vă mai aștept așa cu proiecte sau cu copii. Cu mare drag. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Ați aflat despre o școală despre care probabil că unii știau mai multe legat de ciclul gimnazial și cel liceal. Am încercat astăzi, tot în interesul noastră al părinților, să vă aducem informațiile legate de învățământul primar. Vreau să mulțumesc și celor care sprijină emisiunea noastră în fiecare săptămână, doamnelor de la Salon Perfect Style din cartierul Opcini, Anca Accente, Maria Ciobanu și Anca Mihailov. Iar dumneavoastră să vă urez, așa cum ne-am obișnuit, o zi frumoasă, o seară frumoasă și mult succes la școală!